Berăria privată funcționează de 4 luni într-o hală din zona industrială a Buzăului. Este o fabrică de bere, ca toate celelalte, dar la o scară foarte mică. În hala, cât jumătate din sala de sport a unei școli, este asigurat tot ciclul de producție, de la fierberea mustului din malți și hamei până la îmbuteliere. Aici avem malțul, aici tragem berea pentru a o fierbe. După care o băgăm în fermentator și o ținem la fermentat. Cam ăsta este tot procesul. Povestea fabricuței de bere, pe care au înființat-o François Xavier și Ionuț, a început în urmă cu peste 2 ani. I wanted to open a craft brewery since for maybe 20 years, something like that. And 2 years ago, for my birthday, my friends, my colleagues from Buzău called me. And they say, oh, you have to open a craft brewery in Romania. I said, well, you are crazy. The Romanian market is not ready for this craft beer. It's quite expensive. And then I start to check, and they were right. The craft beer were already in Romania. And we decided, I think about 2 months later, I decided to create the company. And 1 more month later, I came back with my family in Buzău. Afaceristul francez este prezent mai tot timpul în berărie și muncește cot la cot cu angajatul său. Este și mecanic atunci când instalațiile cedează. This machine has my age. In fact, we don't know. It's something from 1975. So 1975. So it is all like me. So in this we have it's about 200,000 euro. It's more or less the budget for this type of factory. It's difficult to do something cheaper. We have about 20-25 clients in Romania, mainly in Bucharest, but also in Buzău and Cluj, and it's a bit Sibiu Brașov. They are mostly restaurants and pubs cafe. And also distributors. So we have 1-2 shops. Pentru a face față concurenței din ce în ce mai strânse pe piața berii craft, afaceristul francez a pus pe etichetă chipurile unor genii, Einstein și Steve Jobs, ca simbol al calității produsului său. So you see the brightness of this beer. So the color is between golden, blonde and amber. I would say it's golden, in fact. So nice foam. You can smell and drink. So it's very easy to drink. So it's a bit sweet, but not too much. Bitter. It's a bit more bitter than the usual beer you can drink, but not too much. And this one is very good for Buzău, I think. Cele 3 sortimente produse la mica fabricuță de la Buzău, berea blondă, aurie și neagră, au la bază rețete îmbunătățite de-a lungul vremii de berari americani și belgieni.